preot din satul mare a fost arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual doi băieți minori. De-a dreptul, halucinant este că totul s-ar fi petrecut chiar în timp ce parohul purta haine bisericești. Episcopia Maramureșului și Satmarului l-a suspendat pe preot de la slujbe pe durata anchetei și a anunțat că acesta riscă să fie caterisit dacă se va dovedi vinovat. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Preotul acuzat de agresiune sexuală este, potrivit Episcopiei Maramureșului, Augustin Dorel Silaghi, patron al parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Satu Mare. Procurorii au identificat două victime ale lui, doi băieți care s-au plâns părinților că acesta s-a apropiat nefiresc de mult de ei, contrar învățăturilor pe care le propovăduia în biserică. Acuzația vizează exclusiv o anumită atingere de câteva secunde într-o anumită zonă peste haine. Preotul i-ar fi atins în zone nepotrivite pe cei doi minori, chiar în interiorul bisericii, iar după aceste gesturi ar fi urmat și o serie de propuneri. Faptele, spun procurorii, s-au întâmplat anul trecut și anul acesta. Imediat după ce au fost reclamate, preotul paroh Augustin Dorel Silaghi a fost reținut și ulterior un judecător a aprobat cererea de a-l aresta preventiv. Cu regret am aflat de faptul că se află în arestul poliției, a transmis Episcopia Maramureșului într-un comunicat în care se precizează și că, din momentul intrării în cler, preotul Augustin Dorel Silaghi nu a avut niciun fel de abatere disciplinară sau morală, dând dovadă de seriozitate. El a fost suspendat de la slujire și pus la dispoziția consistorului cu propunerea de caterisire în momentul în care se va ști exact rezultatul anchetei. Preotul Augustin Dorel Silaghi de la parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Satu Mare sluja în bisericile Episcopiei Maramureșului de 33 de ani. Arestarea lui pentru agresiune sexuală asupra unui minor i-a șocat pe enoriași, mai ales că îl știau nu doar ca paroh, ci și ca tată. Are copii mari și eu am zis că nu se poate, nu e adevărat. Păcat. Dacă e adevărat. În biserica unde preotul Augustin Dorel Silaghi era paroh, slujbele sunt ținute acum de un coleg. Contactat telefonic, acesta a spus că nu știa absolut nimic despre acuzațiile aduse parohului.